Este o onoare pentru noi să cântăm astăzi
în deschiderea corului bărbătesc Armonia, pe care cu siguranță abia așteptați să îi ascultați, dar mai cântăm o melodie și la refren cântați cu toții, cu noi. Avem și suntem în număr atât de mare. Vă felicit încă.
încă o dată, domnul primar, cu toți colaboratorii dumneavoastră, și ați reușit să realizați așa un lucru deosebit. Iată, sunt invitați astăzi de către primăria municipiului Măinești, Corala Bărbătească Armonia, care a fost înființată în anul 2001 la inițiativa arhimandrit asistent universitar doctorand Ioan Iulian Dumitru, în cadrul seminarului teologic ortodox din Tulcea. Anul 2001 reprezintă un moment important în evoluția Coralei Armonia, pe perioada acestuia, bucurându-se de o vastă activitate muzicală. Prima diplomă de excelență, respectiv primul loc fruntaș, a fost obținut la Festivalul de Colinde Ler, tradiția de a participa la acest eveniment fiind păstrată până în anul 2003. Apariția albumului muzical intitulat sugestiv Sfârmând Porțile Iadului, realizat în studiourile Electrocord București, a adus coralei o apreciere deosebită din partea publicului auditoriu. Concursul național de muzică corală, desfășurat la Piatra Neamț, încheie în anul 2003 un succes de răsunet al coralei, obținând atunci locul 2 la etapa națională, unde au participat 40 de grupuri corale. De asemenea, dirijorul coralei s-a făcut remarcat prin obținerea locului 1 la secțiunea artă dirijorală. În anul 2014, la Riga, Letonia, participă la World Core Games, unde este laureată cu medalia de aur la secțiunea artă sacră și cu medalie de aur la premiul și mare premiul la secțiunea cor bărbătesc de cameră. Rezultatele corului sunt recunoscute și apreciate la nivel mondial. În prezent, Corala Armonia este compusă din 25 de membri, clerici, studenți, masteranți ai facultăților de teologie și arte ale Universității Ovidius din Constanța. Repertoriul acestuia este diversificat, fiind compus din piese religioase, polifonice, monodice, psaltice, folclor românesc, colinde tradiționale, românești și străine, cât și din piese de repertoriu clasic universal. Au realizat numeroase CD-uri, le aveți în fața dumneavoastră și vă invităm să le achiziționați la sfârșitul evenimentului. Și, de asemenea, corul, foarte important, în 2016 au participat la Olimpiada Mondială a Corurilor în Rusia, la Sochi, unde au obținut medalii de aur, iar în 2018 au participat la aceeași competiție în Africa de Sud, unde au câștigat de asemenea medalii de aur, apărându-și astfel titlul de cel mai bun cor bărbătesc din lume. Deci iată, astăzi, cel mai bun cor bărbătesc din lume, cor concertează în Măinești. În fața dumneavoastră, invit pe scenă Corala Armonia. Aplauze, vă rugăm! Aplauze, 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 aplauze! Vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-ați dat-o. Încă o dată vă mulțumesc, domnule primar! Oricărui dirijor de marcă, mai întâi o piesă instrumentală, după aceea va veni în scenă dirijorul Coralei Armonia.
dragă nu se lasă, fiindcă e păcat. Îi primesc sărașii mia, traiul în ce românesc, țara mea e România, cât am să trăiesc. Sunt copil de Românie și mai bine, dar la suflet erau noi. Am văzut prin țări străine, nimeni nu-i ca noi. Îmi iubesc sărașii mia, traiul în ce românesc, țara mea e România. Nu ne vindem țara, nu ne dăm comara, nu vindem acea.
străinilor. Puneți voi semințele și culegeți roadele. Nu lăsați pita și vinul să vi le împartă străinul. Yeah.
și lași dorme plânge. Au venit aici străinii și ne-au despărțit părânii. Numai prudul și eu, Doamne, ne-am înăstrânit de strană și nici Dumnezeu nu iartă greșeala.
Și n-am gândit n-acum flor.
are și are tot ce vrea. Și nu-i pasă de nimic cât el ar vrea. Păi cine-i pare și muncește are tot ce vrea. Și nu-i pasă de nimic cât el ar vrea. Hop! Plângă
se scoală, n-o să ne gărjim deloc. Și de acum n-o se cere nici mâncare și nici foc. Scoală-i curiță muri, nu-i lăsarea de copii. Și alea va fi și mai mare, chiar și toată de-ar veni. Mâncam o frate.
Și pătați, urcă-n pătați.
Numai plupul bate-o.
Eu mi zbor moșunie baba. E plecat, așa -i? Aplauze, că mai avem de lucru. Să mă vede că nu-mi zic la 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 la
măi, mândrulița mea. S-am cerut și nu mi-ai dat, măi, pătrarea. S-am cerut foarte de miere, mândrulița mea. Tu mi-ai dat buzele tale, pătrarea. S-am cerut, dar s-am cerut și strunulit. Tu mi-ai dat, dar buzele tale. Dar vine înapoi cu taxiul, de la noapte. Mai avem de lucru. Aplauze! Hai să vă văd vesel! Hristos a învățat fraților în seara. Suntem împreună în această după-amiază minunată. Păi foie verde, glob uscat, păi foie verde, glob uscat, plângeară de alu și banan. See you.
Și toți să te mi și șapără pământul și plecatea.
tabăla sunt zici umbli acasă. Între moții mei mereu m-am simțit în larul meu. Vinul și pipa pe masă nu zici umbli acasă. Vrem să vă mulțumim, în primul rând, primăriei și domnului primar, că în parteneriat cu protocopiatul au reușit să creeze o seară minunată pentru dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet, noi, Corala Armonia, alături de ansamblul Muzica Divertis. Și rugăm pe domnul primar să vină aici cu noi și pe părintele. Între timp, noi... Hristos s-a înălțat. Sunt bucuros și onorat să mă trezesc dumneavoastră în această zi preasfântă. Pentru noi toți creștinii, ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la cer, o zi în care, după cum s-a spus și știm, pomenim și eroii neamului nostru românesc. I-am cinstit mai întâi de toate la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, unde ne-am rugat ca Bunul Dumnezeu să-i așeze în ceata dreptilor. Apoi, în după-amiaza aceasta, i-am cinstit prin ceremonialul militar religios pe care Primăria Municipiului Moinești l-a organizat la Monumentul Eroilor. Și desigur, iată, încheiem această zi frumoasă cu acest concert extraordinar susținut de Corala Armonia din Constanța. Le mulțumim pe această cale, mulțumim tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment. Se dorește acest concert în primul rând un plinos de recunoștință față de toți cei care s-au jertfit pentru neam și țară. Însă și pentru cei care sunt astăzi eroi, pentru că eroii n-au fost doar acum câțiva ani în urmă, zeci, sute de ani, ci ei sunt și printre noi astăzi. Într-un sens mai larg, erou poate fi și medicul și tot corpul medical care operează de pildă 10 ore sau 12 ore pentru a salva viața unui om. Erou sau eroi sunt și părinții noștri care ne-au născut și crescut ca noi să ajungem ceea ce suntem astăzi. Erou sau eroi este și mama care naște mulți copii și care veghează de dimineață până seara, până acesta crește și aceștia cresc ca să ajungă oamenii pe care țara noastră se poate baza. Și exemplele pot continua. De aceea, concertul din seara aceasta este pentru toți cei pe care i-am amintit și, desigur, și pentru dumneavoastră care, prin prezența dumneavoastră,
nu numai că ne-ați onorat, dar ați și înfrumusețat acest minunat concert. Domnule primar, vă mulțumim pe această cale și totodată țin să precizez un lucru. Știm că ați trecut nu mai departe de ieri printr-un moment greu, acela de a vă despărți de tatăl, cel pe care Dumnezeu vi l-a dăruit ca o ofrandă de mare preț. Faptul că astăzi n-ați renunțat să fiți alături de noi este un semn prin care arătați că mai presus de toate contează binele obștesc, binele comun, și de aceea vă felicit și vă mulțumesc pe această cale. Preacucernici părinți, stimate oficialități, dragi măineșteni, dragi creștini, Hristos a înălțat! Treceam acum un an prin fața acestei scene, atunci când trăiam cu toții acea blestemată pandemie, și mă gândeam, oare va mai prinde viața această scenă, acest teatru de vară? Și iată, astăzi avem alături de noi voci minunate, voci care ne-au încântat cu melodiile folclorice, cu cântecele patriotice, astăzi în zi de sărbătoare a creștinilor, de a și tuturor neamului românesc. Mă uitam aici pe scenă, la început doamna profesor Bia cu corala Resurrectio, îi mulțumesc că a venit și a răspuns invitației, dar și corala Armonia, și prezentam un ansamblu de la Chișinău. Nu e de la Chișinău, pentru că văd aici oameni de la Strășeni, de la Ialoveni, și nu întâmplător, pentru că avem oaspeți de seamă astăzi la Moinești, viitori frați ai municipiului Moinești, și încep cu doamna primar de la municipiul Strășeni, a venit cu o delegație aici, vă mulțumesc, domnul primar de la Ialoveni și dumnealui cu o delegație, împreună cu domnul deputat Petru Frunze, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și cu două mandate de primar la activ, să știți. Au venit la Moinești, la acest eveniment important, și vor veni la un eveniment și mai important în luna septembrie, când ne-am înfrățit cu cele două localități pentru a ne împărtăși tradițiile din Moldova, tradițiile din România, pentru că suntem frați, așa cum s-a zis și la monument, tradițiile sunt comune, eroii sunt comuni. De asemenea, avem și invitați primari din jur, a mai rămas domnul primar de la Slădin Moldova, îi mulțumesc, domnul subprefect Narcis Jitaru, și să-mi cer scuze că am omis la un monument, să știți că niciodată n-am văzut în Moinești patru generali. Astăzi a rămas aici și domnul general Florea, domnul general președinte al Asociației Veteranilor. Vă mulțumesc că ați rămas și îmi cer scuze că la monument am scăpat să vă prezint, dar aici e mai multă lume, cred. De asemenea, avem aici directorul de la Poșta Română, consilier local, cărora le mulțumesc că au sprijinit finanțarea acestui festival, și, bineînțeles, dumneavoastră, celor care sunteți prezenți și nu numai. Am trăit cu toții un moment important la Monumentul Eroilor, ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, dar și ziua eroilor. Un erou în viață avem aici la Moinești, suntem mândri de aceasta. La peste 102 ani, în decembrie, împlinește 103 ani venerabilul general Procopie Ion. Chiar dacă nu este aici, haideți să-l aplaudăm. Am reușit cu eforturi comune să-l avem viu, să îi putem acorda acest grad împreună cu Ministerul Apărării Naționale. Vă spuneam, patru generali niciodată n-au fost aici la Moinești. După acel eveniment, iată, ne-am deplasat aici, la acest spectacol, de care cred că aveam cu toții nevoie după această perioadă dificilă. Sper ca acest oraș, pe care vedeți cu toții că am pornit să-l modernizăm din temelii, nu singur, bineînțeles, cu aparatul de lucru al primăriei, cu cei din membrii Consiliului Local, dar vă promit că într-un an de zile va arăta altfel orașul. Și dacă am găsit bani pentru finanțarea proiectelor, bineînțeles, de la Uniunea Europeană, de la Guvernul României, am găsit bani și pentru a finanța acest spectacol, și, cum spuneam, mulțumesc celor care sunt alături, mulțumesc aparatului primăriei, poliției, jandarmeriei, pompierilor care ne-au ajutat aici. Mulțumesc.
mulțumesc părintelui Protopop și preoților care au fost prezenți la monument, dar și aici, dar mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că sunteți alături și nu numai mie, ci faceți parte din viața mea, sunteți la sufletul meu. Ieri a fost 1 iunie, vreau să urez la mulți ani tuturor copiilor, să le urez succes celor care au examen, iar dumneavoastră să vă urez sănătate, să fiți așa prezenți mereu, să fiți alături, că și eu vă sunt de câte ori aveți nevoie. Vă mulțumesc! Dacă doriți să reascultați din piesele pe care Orala Armonia cu aceste piese cu care ne-au încântat, aveți posibilitatea de a lua aceste compact discuri pe care ei le au spre vânzare aici, la atunci când se va încheia concertul din seara aceasta. Mulțumim tuturor! Am sărit două persoane de aici din față, domnul Viorel Ilie, a fost primar, e parte în evenimentele noastre, nu puteam să așa. Domnul viceprimar care are contribuție și dumneavoastră la celelalte și pe toți cei prezenți aici. Mulțumesc! Ești ca floarea de bușor, domnul de roanțoi, mă rog, mă rog.
treci pe anghi și dă-l cu suior.